Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Red Dead Redemption 2. Bine, oameni buni, mulțumesc că ne-am întâlnit, am făcut ceva misiuni pentru prietenul nostru indianul Eagles Fall și acum mergem să ne întâlnim cu Tasu, cred că cu Rainfall sau cum dracu l-o fi chemând pe la care are niște nume destul de dubios, și după aceea să vorbim și cu John, yeah. Pentru că trebuie să-l ajutăm cu treaba cu ascunsul dinamitei lângă nu știu ce pod bioșinii, apare misiunea era ceva mai în spate și mă gândeam, bă, oare ar trebui să mă duc mai întâi la el, după aia gândit, bă, hai mai întâi să facem asta, că asta e cea mai departe de toate. Și după ce să vedem cu asta, după aia te întoarce la John să vedem care e treaba. Oh, wow. Dau ceva că am băieții ăștia aici, nu glumă. Nu știu unde e Rainfall ăsta. Mister, why is it that you come here? Pentru că am chef și nu caut pe cineva. Hey, partner. Ok, lumea mă ignoră. Nu știu care e cortul lui acum, cred că ăsta ar trebui să fie. The young one. Sunt un cortul ăsta oare? Yo, bă! Hello? Come in. Oh, aici e Rainfall. Și Eagle Sky. Oh, what the hell? Ce să faci aici? You don't sound very well. Pentru că nu prea sunt. I'm not. I think I'm dying. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors, he has already exacted some measure of revenge for the raid. Oh God. Two women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious. And also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Oh my God, this could be la hoardă, la. Maybe he's right. But for me, loc tarogar, boys. I saw death being handed out so freely by the most foolish of men. I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. Nah. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. Maybe I can help you with that cough. E bune? Salut, Monroe. Glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. Oh God. May I ride with you for a little? Of course. Sper să mă ajut cu tu să ai, poate ai ceva leac de tuberculoză de ăsta așa indian. Where are we going? I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. Păi și asta ce face cu noi? Behind you. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. Oh God. I suppose there's much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can.
Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Sigur. Sure, I can help. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. Even just a couple hours of your time. Hey, boss. Tu zici? Păi și totuși, acum ce mai noi cu noi? I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. Pa, Captain. You'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. I have some other business to attend to, Mr. Morgan. Păi plec odată. Finally. Credeam că nu mai plec odată asta. Poate ne dă ceva să ne simțim și noi ceva mai bine, bă. Ar fi super tare. Nu? Brutality and beauty are both all around us. Ah, lol, gata, I văd. Să fix în față. Și trece pe lângă ei așa ușor? Oh, woo! Ăla e retardat, mă jur. Nu e vina mea că lupul ăla e idiot și a dat-o prin pădure. Prin pământ, pardon, prin pădure. Păi dacă pot să-l nimerez pe ăsta sau ceva. So, we don't know each other too well, but I wanted to speak to you about your son. I was sorry, hold up a moment. That'll have to wait. Okay. Some of the plants I need will be growing down here. Ar fi tare dacă ne-ar da ceva mini lack idee. Aș dacă el știe exact ce boală are Arthur. Te duci, mă, bobiță. Ia stai să mă duc și ce zice. This is what I was looking for. English mace. Ce știi să facă chestia aia? Okay. Let's continue on. Anyway, what you were talking about? I was there on the raid to steal back those horses and well, you know something of Dutch, I think. Yes, a little. Mostly from your friend Charles. I don't know why Dutch is getting involved in your situation. Sure. This ain't easy to say, but I just don't trust that he's got your son's best interests at heart. You're going the wrong way. Vin acum, mă, idiotule. So what can we do? I don't rightly know. Charles and I just thought you should be aware. Maybe there's a way to stop things from getting any more out of control. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. Be careful. There are some steep turns up ahead, but the views are beautiful from up here. Nah, what's your Arthur's son? Yes. This conflict with Colonel Favors and his regiment at Fort Wallace continues to worsen. Many of the elders are sick, and the young feel that any compromise is an admittance of defeat. Well, we ain't done much to calm the situation. But I have to continue to seek to resolve matters through peaceful... Wait, stop here. I want to pick some ginseng. We can talk more about this later. Mamă, îmi place că ce fain se oprește. Deci măcar știe că vorbim despre ceva totuși. Ai găsit ceva ginseng din toată? Ah, uite, chiar în față. Oh, ce badass arată totul pe aici. Deci, continuă. Wait there. I'll put these in your saddlebag. Oh, okay.
mix these together. It tastes awful, but it'll help to keep your strength up. All right, let's go. It's not much further now. Where was I? But I have to continue to seek to resolve matters through peaceful negotiation. War would be futile. Your people are lucky to have you. I'm not so sure about that. Arthur's sickness. I appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got. Yikes. Some of them, they still got a chance to have a life. I just think it, if I could give them that, then maybe this ain't all for nothing. I think there is much you can still do, Mr. Morgan. Get it? Pare vă că nu mai vreau să zic nimic cu el. Am mai avut atât de multe chestii de întrebat. Măcar sperăm că locația este aproape. Mamă, dar m-a dus, nu glumă undeva băiatul ăsta. Serios acum? Hai bă, Rainsfall! Măcar de mai mă lăsai să mai spun câteva întrebări. Ai o zonă complet nouă sau ce Dumnezeu? Pare a fi. It's just up ahead. Ah, ok. What's happened? No. Ce? It can't be. Oi, pe n-am trecut noi. Am trecut pe aici mai devreme și a dat văzusem asta. Mai încolo omorusem pe cineva. No! They destroyed everything. Cine? I need to find the Chinupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. The Chinupa is gone. Of course. What is it? A ceremonial pipe. Oh, okay. There must be some clues to what happened here. Flask. Sure looks like they was doing some drinking. Says I see more people. Sincer, nu prea văd nimic. Oh, stai așa. Oh, încă o sticlă. Bă, da, s-au spart ăștia, nu glumă. Prea văd alte chestii pe aici. No, a găsit altceva. Foarte multe sticle, altceva, nu văd nimic. A, cred că a găsit-o. An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, well, still no sign of the Chinupa. Vrei să mă duc să caut eu? Who would do such a thing? Nu știu. Cred că Maica probabil. Și mă îndoiesc că Maica ar fi de vină, dar nu știu niciodată. Sau Bill. Oh, să fost Bill sau ceva. Unde, unde? Ce mă pui să mă învârt atâta dacă tot mă fac să mă întorc aici? A, da, acolo și-a jos. Quick, Mr. Morgan. There's someone down there. Da, e un întreg orășel acolo. Do you have any binoculars? Da, am. Oh, there they are. These brave men. Huh. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this.
Well, you got land they want. Land with oil. Ah, deci aia toți. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. Now they've taken the last hope. Păi și ce vrei să faci acum? Now my people are going to want a war. E bine, asta va trebui să facem. Not if I get it back. Get it back? Yep. Yeah, I'm gonna go in, get your chin up, and no one will be any the wiser. Would you do that? Da, sigur. Well, you can't go, they know why you'd come. I don't have any money. No, I don't need your money. Avem bani destui. Seluța! Hai că avem treabă, tanti. Avem multă treabă. Hai mă, ca odată! Hai odată! Are you not going down there? Ba da, numai calul meu nu știe să oculească 2 copaci. Și am trecut pe aici mai devreme. Nu știu dacă și cadavrul ăla mai e pe aici. Uite, aici era. L-am aranjat pe unul fix între pietrele alea pe aici. Practic a apărut de nicăieri și m-am împiedicat de el în timp ce mă duceam către rezervația asta. Hai că vedeți că și îți arată să ieși pe drum pe acolo. Ia să rezolvăm pe Cornel Favor ăsta. Se leacă. Ia mă de aici. Stai cu mințel, boss. Ah, naiba. Ieși mă de aici. Hai că mai e unul. Easy peasy, boys. Eh, n-am pierdut mult honor sau ceva. Păi clar nu puteam să mă strecor pe aici. Aia era castravete acolo. Corn. A, nu, e porumb. Mai rău. Ce stai aici? Văd un cal nebun în fundal. Jewelry. Poison arrow. Mai multe jewelry-uri. Săgeți. Dar cred că pipa ar putea să fie gen lângă foc. A, nu e. Au biscuiți. Pare nu e lângă foc. A, lol. Așa mare e, mă? Ai un track kit. Unde ai înfipt-o pe aia? Nu vreau să mă gândesc. Pa, boys. Ai făcut plăcere. Mai facem afaceri de genul ăsta. Hai, săluța! Let's go, girl. Atât. Dă-mi jos asta. Pune și noi pălăria pe cap. Nu e pălăria. Oh, camera kit, lol. Cred că am consumat ceva fără să-mi dau seama. Da, nu-i problemă. Nu-i bai.
Hai, ușurel călut, nu e nicio problemă. Ia să vedem ce zice asta. Salcă, fă boss. Hai că te-am rezolvat și pe tine. Yup. Mac, mi-am pierdut pălăria. I got your things, I think. Yes, thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Huh. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me. But perhaps it will stop a bigger massacre. With these, maybe I can calm my people. Ce le dai niște iarbă să devină nebun? Can calm my son. Oh my god, înseamnă că ai niște iarbă, de-aia zdravă, nu vere? Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. Oh, înțeleg și ce vrea el să vadă acolo, dar să zicem. He's a man who not so long ago I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. Damn, pastor, ai prins un pește. I would love to help him. Or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Ok. Putem să facem asta pe fără damage? Or without being detected, amăleși. Erau prea mulți, mă, frate, acolo. Oricum erau mult prea mulți. Poate fără să omor pe cineva, cred că era mai posibil, dar să nu-i omori, cam bine, să nu fi detectat era mai greu. Bine, puteam să-i omor pe toți, fără să fiu detectat, știi, adică, m-ați prins. Hai să vedem cu John ce facem noi aici. Mau, dar m-a dus departe, rău de tot, vere. Mergem să vedem cu John ce rezolvăm. Să-l ajutăm cu căruța aia. Și apoi poate să vorbim și cu colonelul la Monroe. Să vedem el ce planuri avea. Și că e un stranger pe aici pe care ar trebui să-l contactez, zic și eu. Oh, cred că am mai călcat un iepure, dar nu s-a auzit nimic. Înseamnă că nu i-am dat cu fatala direct. În vere, jocul ăsta devine din ce în ce mai întortocheat și cumva îți dă niște lecții de-astea așa de viață. E destul de profund ce-i drept, adică deja aici lucrurile nu sunt atât de simpliste. A, ok, Arthur începe să derileze că săracul e aproape de moarte, se gândește super ciudat. Nu, pur și simplu își dă seama de fapt de în ce lume trăiește el și ce ar trebui el să facă. Adică, într-un fel am prins ideea jocului până acum. Ești pur și simplu... The effect of your coven sent... Ah, ok, nu reclamează. Ideea că m-am prins cum e cu jocul ăsta. La început, ok, erai tânăr în putere, te durea fix undeva de tot ce se întâmpla. N-aveai nicio treabă, omorai pe cine aveai tot chef să omori. Făceai ce zicea Dutch pentru că știai că lucrurile mergeau așa cum spunea Dutch. Dar, cumva, în timp ce, ok, vezi că lucrurile nu mai merg bine, cumva te trezești niște situații nasoale și tot așa și ajungi după aia să dai și de boală. Asta, cumva stai să te gândești asupra unor lucruri de vreo 2, 3, 4, 5, 6 ore. Adică stai așa foarte, foarte mult pe ideea asta că, bă, poate ce fac eu nu fac bine. Sau ce-mi zice ăla clar nu zice bine și cumva ar trebui să am grijă. În privința asta. Destul de tare și văd aici că, cum zice și el, prima oară am zis că gagiul ăsta că spunea despre șeful ăsta, Rainsfall, spunea că ce treabă cu el, înainte credeam că e un boșoroc bai de staua lui, dar acum văd că e de fapt un om care e super sensibil și alte nebunii genul ăsta. Oh, grăzav. John, ești pe aici? Hai, iotel. Ce faci, John? Pălăriță, ai tras, bă. Arthur, how you doing? Nervous? Nah. I've been nervous for a while. I had a lot of time to think in that jail, and
I feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. And this plan to get us out, it just feels... I don't know. Like he's stringing us along, I know. Oh, да, no idea, buona. Killing in cold blood, revenge, we all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies, more chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? Da. You could give something to Jack. It's that or... Well, I don't see no way out of this. Huh. What about loyalty? Be loyal to what matters. What are you gonna do? I'll be okay, but do it for me. It would make me feel good, if that makes any sense. A little, but... Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. And now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. Yeah. Come on. Huh. Help me with the rest of this. Dumnezeu vrea să duce în chestia asta. Well, it looks like we finally found our calling in life. Let's ride this thing out onto the bridge. There's a spot about a third of the way across where we can get down underneath to plant the charges. I've already set up the detonator. Ah, okay, hi, come on, please. You hear about Dutch and Cornwall? Yeah, this is what I'm talking about. More enemies, more chaos. I mean, we're about to blow up a bridge, for Christ's sake. Ce aiure e? Oh, că dacă îți detonezi un pod aici, nu știe ce. Ok. We sure got a lot of this stuff. We'll need it. I'll climb down there, you lower the crates. Alright, let me know when you're ready. Îți sunt de ajuns de... de puternic să le țin, adică părea că avea nevoie de ajutor. Aoleu, cum Dumnezeu le dăm jos pe aici? Ready when you are. I'm at the bottom of the ladder, here to your left. Okay, you should be good there. Sper că nu vrei să o arunc sau ceva. Alol. Let's get moving here, Arthur. All right, take it slow. That's not something we want to drop. Ne. Nearly. Okay, good. Grab the other one. Parcă vezi că îi se face rău și o scapă. Presimt asta. Ar fi mult prea ciudat ca lucrurile să meargă prea bine. Sau să vină vreun tren, cine știe. Bine, poate probabil că s-au asigurat că misiunea asta se petrece exact când nu vine trenul, dar nu știu niciodată. Da, boss. Asta. Alright, come down here and help me plant this stuff. Ah, I'm just having deja vu with all this stuff. Okay. Grab yourself a bundle from the box. Hey, bine, asta e metod de a coborâ. We need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on each of the main support beams. Okay. I sure hope this is enough to blow it. These are mining charges. They ain't easy to come by. If they don't do the job, nothing will. Ok. Mă, dar pe bune, ce modalitate de a coborâ, n-am mai văzut așa ceva. Adică, serios, încercasem să cobor. Pentru că am văzut acolo figura aia, am văzut scara. Am zis, bă, mă, că dacă se duc acolo pe margine, o să-mi dea propriu să atașez pe aia. Stai că mă duc direct în capăt. Și las mijlocul ultimul. Ca să nu mai merg mult, știți? Mai deștept așa. Ok. I should go get the handcart ready. You okay to finish off down here? Da, da. Go on, I can handle the rest. I'll see you up there. Better work.
Da, și eu sper, adică sper să nu se întâmple legatura trecută, dacă țineți minte, cu detonatul celălalt tren. Și ultimul bundle. Bine! Dar nu-l detonăm acum, nu? Sau detonăm acum? Nu cred. Dacă mă gândesc că Dacia aș fi vrut să vadă asta. Oh, God. Train! Arthur, get up here quick! Oh shit, oh shit. Oh shit. Come on. Arthur. A train. Come on, quick. Vin, 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 vin. Up this stupid thing. Hard as you can. Let's go, let's go. Just get to the end of the bridge. Let's go. Faster. You ready to jump? It's right on us. Come on. Oh God. Părea mai încet când s-a întâmplat asta, lol. No problem. Jesus. Now I want to die. Come on. Let's go blow this thing up. Deja? Ok, fie. Pot eu să o detonez, te rog? I think the line held. You want the honors? Absolutely. Sure. Kaboom! Yes, nebun. Well, I guess old Dutch got all the smoke he wants. Let's hope so. You really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see. Tell the truth. I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John, when the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Yikes. Well, not anymore, John. Hmm. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks and for what exactly? For an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. Adică Dacia bătrân și gândește foarte bătrânesc. You got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Me? I need a vacation. And Dutch has all the money. Huh? For safekeeping. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Wait, what? Well, you tell her she better make sure. And then come talk to me. And we'll find out just who and what we should be loyal to. I don't know, Arthur. Nor do I. Huh. But I'm seeing things a lot more clearly now. Okay, okay. Deci vreau să dau spatele lui Dutch. But it weren't us who changed. Yeah. Ce m-am speriat dacă zic că sare după mine? Jesus, man. Eh? Ce pățim? Leșin?
Damn, bă, săracu. Săracu, bă, nene-o. Ce voia asta, mă, să-i face ca să face misiunea full? Plant... Ah, ok, stai, să plantez super, super repede. Dar am plantat-o destul de repede, adică nu știu ce vrea de la mine. Să zicem, ok. Și ce mai avem ca ultimele misiuni? Pe aici o să mai avem asta, Captain Monroe. Să demonstrăm ce-ți vrea aici să facem, pentru că cel mai probabil să mergem la ăla. Captain Monroe și apoi să mergem în Saint Denis, să vedem care este schema. Jesus, pe toată partea asta suntem wanted, dar bine la... Dar mai bun, noi suntem prima aici cu acest video din Red Dead Redemption 2. Eu zic că dacă v-a plăcut acest video, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!